Bună seara și bine v-am găsit! În ezoterismul oriental se vorbește foarte mult despre Akasha sau înregistrările akashice, un spațiu subtil informațional unde s-ar găsi toată cunoașterea posibilă și unde s-ar înregistra de la începutul vremurilor fiecare eveniment sau gând. Chiar dacă la prima vedere acest concept pare doar o fantezie orientală, termenul începe să fie folosit din ce în ce mai mult de către oamenii de știință moderni. Practic, astăzi, cuvântul Akasha sau câmp akashic devine din ce în ce mai mult un termen uzual în limbajul oamenilor de știință. În emisiunea aceasta vom încerca să aflăm de ce și care este perspectiva unui om de știință despre acest subiect, pentru că astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor universitar Leon Zăgrean, șef al disciplinei de fiziologie și neuroștiințe din cadrul Universității de Medicină Carol Davila, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale din România, un om care... Membru titular, iată. Un om de știință care a fost premiat de Academia Română, de Guvernul României, dar și de alte instituții din țară și din afara țării. Bună seara și bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit, mă bucur că sunt aici. Mi s-a părut foarte interesant acum o săptămână sau două când am aflat despre faptul că ați abordat într-o conferință această temă care pare surprinzătoare la prima vedere, a câmpului akashic. Sigur că totul este legat de informație și sigur că atunci când veți intra în detalii, orice haină ezoterică se va da la o parte și știința va veni cu argumente care sunt cu certitudine foarte interesante. V-aș întreba pentru început, cum ar trebui înțeleasă informația din perspectiva unui om de știință? Ce este informația? Da, cred că să încep cu titlul prezentării la conferință. Este vorba de o conferință ținută în cadrul Universității de Vară, organizată de către Fundația Origini Carpatice, care a avut loc la Poiana Pinului. Și acolo am avut o prezentare. Una dintre prezentări a fost informația de la câmpul akashic la inteligența artificială. Deci, dintr-o dată, am profitat de acest titlu pentru că se leagă foarte frumos de ceea ce urmează să discutăm. Deci, noțiunea de câmp akashic am putea o compara, dacă se poate, cu un verset din Biblie care spune: la început a fost cuvântul. Fiecare din aceste noțiuni semantice sau paradigme provinoare din culturi diferite, dar se referă aproape la același lucru. Și partea comună a celor două, de fapt, este informația. Oamenii de știință actuali operează cu termenul de informație ca fiind un sumum de legi care acționează în univers. Și ca urmare a acestor legi, universul s-a format, există și va exista, indiferent de cum am privit problema, dacă privim prin prisma ideii de univers, e un aspect, putem privi și sub aspectul de multivers și atunci deja un nou concept și atunci lucrurile devin și mai dinamice și mai nelegate de timp. Deci, în opinia mea, aș putea numi informația ca legile fundamentale care stau la baza universului. Și aici apare o întrebare. Ascult. Pentru că tot am auzit legile naturii, legile universului, legi.
o lege, în accepțiunea obișnuită, este dată de cineva. Păi dacă există aceste legi în univers, au apărut ele din senin sau în spatele lor există, așa cum deja foarte mulți oameni de știință vorbesc despre o inteligență de dincolo de lumea vizibilă? Da, aici ar vrea întâi să fac o precizare. Întrebarea dumneavoastră este o întrebare grea, care vine din timp și va rămâne încă probabil în timp. Nici pe departe nu pretind că voi spune un adevăr. Și tocmai pentru a nu mă asuma un răspuns la întrebarea dumneavoastră, o să vă rog să-mi permiteți să dau un citat din cineva care este considerat, și eu accept acest lucru, mai avizat decât mine în această problemă. Și am să vă citesc un fragment foarte scurt. Nu există materie ca atare. Toată materia își are originea și există numai în virtutea unei forțe care provoacă vibrația particulelor unui atom și menține acest minuscul sistem solar al atomului la oaltă. Trebuie să presupunem în spatele acestei forțe există existența unei minți conștiente și inteligente. Această minte este matricea întregii materii. Deci, în spatele a ceea ce noi numim materie, cu toate formele ei și inclusiv energie, se pare că există această minte a Universului sau minte matriceală care este la temelia Universului. Cui aparține citatul? Da, mulțumesc pentru acest ajutor cu întrebarea. Citatul este din, probabil, unul dintre cei mai mari fizicieni ai secolului trecut, cel puțin din perspectiva structurii materiei, și anume Max Planck, care este considerat totuși fondatorul fizicii cuantice. Și am ales acest fragment pentru că probabil ceea ce o să discutăm astăzi, din câte am aflat anterior, s-ar putea să fie și fizica cuantică, și de asta l-am și legat, iată, unul dintre mari fizicieni ai lumii, considerat Max Planck, susține că această minte este matricea întregii materii și care este dincolo de particulele subatomice, dincolo de energie chiar. Este extrem de interesant să vedem că viziunea asupra realității a unor oameni de știință care au pătruns în profunzimile materiei și au fost niște pionieri, adică acești oameni nu pot fi acuzați de tendințe mistice, adică sunt oameni care cu o rigoare extremă au ajuns la niște descoperiri excepționale, iar aceste descoperiri sau modul în care realitatea este ordonată la cele mai profunde nivele ale materiei, deși, așa cum spune Max Planck, nu există materie, da? Le arată că există un design inteligent, un proiect, așa, o minte care a gândit, între ghilimele, fie și spus, le gândește. Și le gândește în continuare, pentru că este un proces continuu de creație. Absolut. De undeva din spatele lucrurilor pe care noi le percepem ca vizibile și tangibile. Corect. Îmi amintesc că în urmă cu niște ani am citit o carte care în acea vreme m-a bulversat și m-a făcut să fiu foarte atent la aceste aspecte. Este vorba de Tao Fizica lui Fridtjof Capra, în care acest cercetător, alt fizician, până la urmă, făcea conexiuni cu viziunea orientală asupra lucrurilor și căuta să facă, poate e mult spus, dar căuta similitudini, căuta elemente de legătură, corespondențe între viziunea orientală asupra lucrurilor și descoperirea din fizica cuantică. Faptul că această carte a fost numită Tao Fizica are legătură cu taoism, cu taoismul, de unde au fost niște elemente pe care le-a luat în analiza pe care a făcut-o, și este surprinzător, pentru mulți poate, să constate că
viziunea filozofică și spirituală a maeștrilor orientali este foarte apropiată cu viziunea fizicienilor care studiază fizica cuantică. Corect. Acum, aici cred că ar trebui abordată problema într-un mod, să zicem, mai rece. Noi numim filozofie orientală. De fapt, termenul de filozofie a fost mai târziu. Noi am arondat termenului de filozofie gândirea. Sigur că ar trebui să ne punem problema de unde provine această gândire orientală, începând cu hinduismul, taoismul și așa mai departe. Este greu de răspuns și nu cred că este subiectul acestei teme și nici nu avem timp pentru a-l aborda. Dar, în mod cert, există un trunchi comun de gândire, indiferent din ce parte a planetei am începe și din ce moment al timpului sau al istoriei pe care o cunoaștem. Cel mai frumos a spus acest lucru Einstein și pe care numai pentru acest lucru și merită cunoscut. Toate religiile, arta și filozofia sunt ramuri ale aceluiași trunchi. Mai frumos de așa. Deci, ulterior omul le-a tot despărțit și l-a segmentat din mai multe motive, dar toate sunt ramuri ale aceluiași trunchi. În viziunea mea, acel trunchi este mintea umană. Unde este rădăcina? Pentru că un trunchi are rădăcină. Rădăcina este de la începutul timpului și spațiului. Deci este în univers. Este informația care se exprimă în moduri diferite de-a lungul timpului sau timpurilor și a istoriei. Deci, revenind la Friedrich Capra, el este un personaj mai aparte, prin combinațiile experiențiale care le-a avut. Este doctor în fizică cuantică, a făcut parte din așa zise trupe hipiste prin 65-70. A fost foarte nonconformist. Așa, foarte nonconformist și a consumat substanțe care unii le numesc droguri, alții le numesc altfel, dar care modifică conștiința. Poate odată când o să avem timp, ar merita abordat această problemă, pentru că în mod cert este privită necorespunzător. Adică modificarea conștiinței prin intermediul unor substanțe ar fi un subiect foarte interesant, mai ales că sunt și un specialist. Și cu multe implicații în sănătate, în mod cert. Păi, haideți să le promitem telespectatorilor că vom realiza în curând o emisiune despre conștiință și modificările de conștiință generată de... Puteți să notați și o discutăm. Deci, el a făcut acest experiment. Avea un bagaj de cunoștințe teoretice ca fizician. Ulterior a renunțat și îl povestește în cartea despre care dumneavoastră ați amintit. Chiar un moment hazliu, cred că s-a petrecut la Amsterdam, el era printre hipiști, așa se cheamă, nu? Da. Așa. Și la un moment dat a văzut niște colegi de-a lui din state și care venise la un congres la Amsterdam și nu știa cum să se ascundă, că nu vrea să fie văzut acolo. Chestiunea este că această experiență care l-a avut i-a permis o abordare, să zicem, mai puțin obișnuită, ca să nu spun neortodoxă. Lucru care în știință este nevoie. Cu cât se impun mai multe limite, și asta este unul din marile pericole ale științei actuale, de a impune limite sau restricții, cu atât, pentru că eroarea oricum nu poate fi eliminată din gândirea noastră, inclusiv gândirea științifică. Și atunci, cred că este mai bine
să ai această libertate de mișcare atunci când gândești asupra acestor aspecte. Deci el a făcut această combinație între fizica cuantică, cunoștințele științifice, fizice, despre fizica cuantică, a avut suficiente date din filozofia orientală și probabil combinate și cu cele consumate, nu este exclus, pentru că ar vrea să se știe foarte clar, aceste substanțe de modificare ale conștiinței nici pe departe nu au numai efecte nocive cum se propagă. Eu mă întreb, am zis că cannabisul este o mare discuție pentru care are multe calități terapeutice și există această teorie a conspirației care spune că cannabisul a fost eliminat și introdus în zona de produse interzise și droguri, tocmai pentru că el, având niște proprietăți spectaculoase pentru sănătate, intra în contradicție cu interesele marilor concerne farmaceutice care nu vreau să aibă o concurență. Da. Acum, eu nu am în acest moment niciun argument concret apropo de aceste scenarii. Dar, din observațiile care le-am făcut până la această vârstă, în mod cert există un interes exagerat, aș spune eu, a industriei farmaceutice, inclusiv a tehnologiei, pentru câștig. Da. Și din acest punct de vedere, multe lucruri care ar putea să aibă un impact mai favorabil asupra societății sunt deturnate. Da? Și nu avem timp acum să discutăm, dar în mod cert există, pentru că preocuparea societății actuale, sau mai bine spus, a celor care conduc societatea sau civilizația noastră, este deturnată de la armonia care ar trebui să fie a omului cu natura și a omului cu omul, este deturnată și dusă spre profit, care a devenit preocuparea, zic eu, preponderentă. Și de aici foarte multe consecințe care pun în pericol însăși existența civilizației. Deci, nu știu în ce măsură, dar, și cu asta termin pe această zonă, sunt articole care am citit științifice publicate în reviste științifice de înalt nivel și oficiale. Unde nu se pune semne de întrebare asupra... Așa, da? Legate de, așa zis, DMT sau dimetiltriptamină. Molecula triptilină. Așa. Și care demonstrează, pe lângă multe efecte, să zicem, mai puțin favorabile, efecte favorabile. Deci, în mod cert, există această... Și se fac studii în momentul de față, apropo de conștiință, în centre academice de înalt nivel, apropo de modificările de conștiință care se introduc. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi suntem obișnuiți să privim lumea în niște limite care le-am învățat, că nu putem să vedem decât ceea ce am învățat. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem noi depinde de ceea ce am învățat noi. Și dacă suntem învățați din copilărie cu lucruri mai puțin importante sau chiar false, noi vom avea această viziune asupra vieții. Și atunci, cred că aici trebuie eventual intervenit, dacă o să mai avem timp, să modificăm inclusiv educația cu privire la formarea conștiinței. E un subiect nu numai interesant, dar și foarte important, așa că cred că într-o emisiune viitoare, în care să vorbim despre conștiință și modificarea conștiinței, alterarea ei pozitivă prin intermediul unor astfel de substanțe, e un subiect care chiar merită discutat și poate dacă timpul dumneavoastră vă va permite, poate chiar următoarea emisiune, ca să fie o continuitate cu aceasta, să o realizăm pe... Săptămâna viitoare nu sunt în țară. Nu sunt în țară. Deci înseamnă că o vom face poate peste 2 săptămâni și continuăm cu acest subiect. Cu drag. Da. Acum, înainte de a ajunge la o descriere a câmpului acașic din perspectiva științei, pentru că este cert că nu i s-a dat acest nume așa
că e poetic, ci este o legătură cu viziunea orientală, chiar dacă probabil că este într-o altă cheie, oarecum. Până la descrierea aceasta, poate că ar fi util ca să se așeze mai bine baza și omul să poată să înțeleagă mai multe, să vorbim mai mult despre câmpul electromagnetic, are legătură cu acest câmp akașic? Am să încerc să fac legătura între câmpul akașic și câmpul electromagnetic. În primul rând, cum ar trebui înțeles câmpul akașic din perspectiva științei? Este, așa cum spune tradiția orientală, un loc în care se înregistrează gânduri, emoții, un fel de câmp subtil în care un om se poate conecta și poate să extragă informație care în mod normal nu i-ar fi accesibilă? Da. Deci, după cunoștințele mele, în general știința oficială nu abordează termenul de câmp akașic sau akașa. Este numai pentru nonconformiști, cum sunteți și probabil. Da, dar prin studiile care se fac, se susține semnificația câmpului akașic. Și pentru mine asta este suficient, adică e greu să demonstrezi când spui câmp akașic, te gândești, sau akașa, cum numesc unii, e greu să conturezi, să concretizezi acest câmp. Oamenii zilelor noastre, inclusiv știința, se ocupă de ceea ce se poate cântări, măsura, evalua, da? E greu. Dar trebuie să ieșim din universul ăsta mecanic. Ieșim și, dacă îmi dați voi, fac legătura direct cu ce vreți dumneavoastră. Și am să mai citesc un fragment. Tot din care... Max Planck? Nu. Nu, de data asta o să fie altcineva și o să vedeți imediat. Ați pomenit chiar câmpul electromagnetic. Câmpul electromagnetic este realitatea fizică cu care suntem în contact permanent și nemijlocit, deși nu avem simțuri pentru a percepe. În odaia care stăm, în parcuri, peste tot este câmp electromagnetic, trec mai repede. Fiecare cută a ființei noastre, este pătrunsă de toate melodiile care se cântă pe pământ, ba și de șoapte din afara lui, rostite poate cu miliarde de ani în urmă. Cine spune asta? Ei, ați văzut că m-a făcut curios. Este domnul academician Andrei Țugulea, fizician român, electrofizician de fapt, și care este considerat, din ce m-am interesat la colegi de Breslă, de domeniu, este considerat unul dintre oamenii cu o putere de pătrundere deosebită acestei realități, câmp electromagnetic. Dați-mi voi să-mi termin ideea, că leagă foarte frumos. Acum, ca să înțeleagă lumea ce este de fapt acest câmp electromagnetic, aș vrea să spun doar câteva propoziții. Inima noastră când bate, are sau este drept consecința unei activități electrice produse chiar de inimă. Deci în inimă sunt niște celule care produc, descarcă ca o baterie. Descarcă mereu câmpuri electromagnetice. Noi le spunem potențiale de acțiune, în mod spontan. Deci fără stimul din afară, fără nimic. Pac, pac, pac. Acest câmp electromagnetic sau acest curent, dacă vreți, electric, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, se deplasează în tot corpul nostru. Pentru că noi înregistrăm electrocardiograma cu electrozi plasați pe diferite zone ale corpului. Și nu se deplasează prin nervi. Se deplasează prin corpul nostru, prin lichidul, de fapt, din corpul nostru. Ca urmare, acest câmp electromagnetic care pleacă din inimă, difuzează în tot corpul, cu viteza luminii. Același lucru de câmp electromagnetic se produce și în creier. La nivelul creierului înregistrăm
electroencefalograma, care este similară electrocardiogramei. Cu alte cuvinte, înregistrăm potențialul electric produs de creier. Se numește electroencefalogramă. Deci, revenind la câmpul electromagnetic al lui Tsugulea, îl legăm de electrocardiogramă, ca să înțeleagă toată lumea, că toată lumea a auzit de electrocardiogramă, ajungem la electroencefalogramă și deducem că în creierul nostru, în corpul nostru, mai general, se produce acest câmp electromagnetic. Permanent. Permanent. Inclusiv gândul nostru, orice sunet care îl percepem, produce o reverberație electromagnetică în creier, care poate fi înregistrată. Păi dacă se înregistrează în creier și se deplasează la nivelul scalpului, unde înregistrăm electroencefalograma, asta înseamnă că pleacă de acolo. Dacă pleacă, până unde pleacă? Și eu spun la studenții mei, pleacă în eternitate. Dumneavoastră spune, pleacă în acașa. Înainte de pauză vreau să fac o subliniere. Vă rog. Cum cred că poate să înțeleagă un profan, un nespecialist? Practic, domnul academician Andrei Tsugulea spunea foarte plastic că în fiecare cută a ființei noastre vibrează toate melodiile care au fost create vreodată de la începutul lumii. Da. Asta mă face să mă duc cu gândul la un alt lucru enunțat de știință, care spune că nimic nu se pierde, totul se transformă. Corect. Prin urmare, începem să conturăm pentru telespectatori mai bine ce înseamnă câmpul akașic în accepțiunea oamenilor de știință și să ne dăm seama că se apropie foarte mult de viziunea misticilor orientali. Pentru că, iată, oameni de știință foarte importanți ne spun că orice gând, orice emoție, orice creație, orice eveniment își produce efectele prin aceste câmpuri informaționale care rămân pentru totdeauna, pentru eternitate, cum a spus, în acest univers. Corect. Numai că relația un pic este inversă. Adică în momentul în care se produce o imagine în creierul nostru sau percepem un stimul din afară, în acel moment se produce câmpul electromagnetic. Deci cele două sunt practic aproape suprapuse. Da. Și asta are identitate. Deci acest câmp electromagnetic are identitate. Poate fi măsurat, da, până acolo încât azi, mâine o să spunem fără niciun fel de reținere că putem citi gândurile din electroencefalogram. E foarte interesant și o să continuăm exact cu subiectul acesta după pauză, să discutăm puțin despre posibilitatea de a fi citite gândurile în viitor, pur și simplu. Înainte de asta vă anunț că chiar azi am scos de la tipar numărul 4 al revistei de benzi desenate, Legendele Dacilor. După cum vedeți și coperta, este foarte bine realizată revista. O găsiți în chioșcurile de presă în toată țara, în cel puțin 40 de orașe din țară de săptămâna viitoare sau o puteți comanda pe www.daciaart.ro. Deci, cei care o doriți, mai ales că este numărul 4 și poate aveți numărul 1, 2 sau 3, căutați-o în chioșcul de presă sau pe www.daciaart.ro. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate și vom vorbi despre posibilitatea de a citi gândurile prin intermediul unor aparate, probabil. Revenim imediat. Am revenit. Cred că fiecare în anumite momente din viață mai delicate și-a dorit să fi putut citi gândurile celuilalt. Sigur că omul, dacă ar avea această putere, în general, ar merge din nou spre multe abuzuri și, într-un sens, e bine că civilizația de astăzi, care este destul de violentă și irresponsabilă,
încă nu poate să citească gândurile. Cu toate acestea, iată, spuneați înainte de pauză că știința este atât de departe, iar capacitatea de a citi prin intermediul aparaturii, a câmpurilor pe care creierul le emite și care are o anumită amprentă, care poate fi recunoscută după niște tipare, se poate ajunge până într-un moment, la un moment dat, chiar la capacitatea de a citi gândurile cuiva. Cam cât de aproape suntem de acest lucru? Păi, pare foarte rău să vă dezamăgesc, dar noi deja citim gândurile. Și dumneavoastră și fiecarea dintre noi, numai că nu sesizăm din comportamentul celui cu care stăm de-a face, în față sau comunicăm, de multe ori știm dinainte ce vrea să spună, ce vrea să gândească, din fizionomie, din context. Deci este un mod de a citi gândurile real. Adică, până la urmă, un pic de telepatie... Nici măcar nu este telepatie, pentru că noi am învățat fiecare reacție a noastră se leagă de o serie de alte lucruri. În momentul în care înlănțuirea de evenimente seamănă cu înlănțuirea de evenimente din mintea noastră, în mod automat intrăm și gândim fix cum gândește. Pe cei care urmăresc anumite crime se pun de multe ori în locul celui care a realizat crima sau fără de legea ca să poată să ajungă, că nu lasă urme. Și atunci caută ce anume, deci iată un mod de ci. Dar, revenind la chestiunile mai precise, dacă vreți, mai obiective, în principiu s-au făcut experimente în acest sens. Unui individ îi se prezintă o imagine, altui individ altă imagine și așa facem 10 indivizi, să zicem, și 10 imagini diferite. În același timp se înregistrează electroencefalograma pe un computer. Computerul prelucrează electroencefalograma, da? Și se spune, asta este pentru, sau se introduce în program, este pentru lămâie, asta e pentru pasărea Phoenix, sau mai știu eu ce. Și calculatorul le reține ca atare. Pe urmă se ia al 11-lea individ și îi se dă una dintre cele 10 imagini văzute anterior de ceilalți. Și îi se cere calculatorului să spună ce imagine i s-a prezentat. Și în proporție de 90% calculatorul a identificat după electroencefalograma ce imagine a văzut sau a perceput sau a fost prezentată. Deci astea sunt lucruri de laborator demonstrate. În momentul în care o să avem posibilități tehnice de înregistrare și prelucrare live, cum se spune, adică în timp real, lucrurile să fie mult mai ușoare. Eu văd aici un pericol, pentru că în momentul în care ajungi la o astfel de posibilitate, nu numai că la un interogatoriu poți să afli și ce a mâncat acum 3 zile și fără să spună nimic, da. Așa, dar în același timp, ținând cont că astăzi nu mai intră în zona de teoria conspirației existența armelor psihotronice, pentru că avem și aparate cu care îndepărtăm țânțarii sau câinii, da, care fac parte tot din categoria de arme psihotronice, că folosesc ultrasunete, astfel că înțelegerea acestor, realizarea acestor tipare ale modului în care creierul uman reacționează sau înțelege un anumit lucru sau fenomen, poate să îi facă pe cei care dețin controlul tehnologiei să genereze anumite tipare la nivelul unei populații pentru a determina populația să gândească, să-și dorească, să nu-și dorească, să stea în banca ei sau să devină isterică în funcție de modul în care este stimulat creierul prin intermediul unor tipare de tip encefalogramă. Corect. Acum, haideți să privim lucrurile în mod real. În mod cert, lumea actuală
este manipulată într-un mod foarte vizibil. E suficient să dai aceeași imagine de 10 ori într-o zi sau în 2-3 zile și imediat. E același lucru. Numai că ceea ce spuneți dumneavoastră vine oarecum să grăbească timpul de transmitere a mesajului. Pentru că toate tentativele și reușitele de manipulare se bazează pe fenomenul de învățare. Deci creierul nostru învață și recunoaște realitatea după ceea ce învață. Într-o variantă, să zicem, mai tehnică, mai eficientă, ai putea să transmiți direct, fără să mai lași pe ăla să învețe, să-i transmiți ce vrei, să-i transmiți în mod direct. Nu este exclus. Sper să nu se întâmple acest lucru. Oricum, aici intervine problema de conștiință despre care am vorbit adinaori și care probabil este cea mai subtilă formă de organizare a Universului, inclusiv a ființei umane. Cum să înțelegem conștiința? Este clar că conștiința nu este o expresie a proceselor creierului, ci creierul este un instrument al conștiinței. Dar ce este conștiința? Cum să o înțelegem? Bun. Deci sunt două aspecte care ar fi poate bine foarte pe scurt să le lămurim. Este vorba de conștiință atunci când individul se integrează în mod voit, conștient, în timp, în realitatea care trăiește. Da? Deci starea de conștiință sau starea de veghe. Noțiunea de conștiință, nu există nicio definiție acceptată unanim, ca să fim foarte clar. Unii acceptă că există conștiință, alții nu acceptă. În opinia mea, conștiința este ceea ce purtăm în mintea noastră ca rezultat a conectării noastre cu Universul. Cu Universul mai îndepărtat sau mai apropiat. Deci, între minte și conștiință, eu nu văd foarte mare diferență. Conștiința rezultă în urma unei experiențe, a unei experieri, mai bine spus. Prin asta înțelegând totul, de când ne naștem și până ce trecem în cealaltă formă de existență. Deci, conștiința ar putea să fie mai concis ceea ce am învățat de la Univers. Pentru că tot ceea ce învățăm, noi ele există. Legile care le învățăm, cu toate aspectele, principiile, ca să nu folosesc termenul de legi, toate există. Noi nu facem decât să preluăm. De asta sunt adeptul inclusiv a ceea ce a spus dumneavoastră, numai că eu am formulat o dată tot la un interviu, creierul este o poartă între univers și omenire. Deci este un instrument, dar nu este un instrument static. Da, este un instrument dinamic, care se modifică pe măsură ce se integrează în supa informațională, dacă vreți, din univers. Pentru că vorbim despre o inteligență aflată în spatele lucrurilor, ceea ce înseamnă că există o conștiință, ceva care este conștient de sine, care are o inteligență pe care o numim universală și care generează niște lucruri. Atunci am putea spune că conștiința umană, cu cât se aliniază mai mult cu legile Universului și cu acele principii născute din acea conștiință universală, este mai înaltă. Un om cu o conștiință înaltă sau ar trebui să fie foarte aliniat la legile universale. Un maestru oriental, un sfânt, cel puțin pe anumite principii care țin de moralitate, suflet, iubire, bunătate, el este foarte aliniat cu anumite legi, pentru că, până la urmă, dincolo de dramele pe care noi le vedem pe această planetă, pentru că putem spune că fiecare formă de existență trăiește prin
mâncarea altor forme de existență. Dar, dincolo de aceste drame pe care noi sesizăm, putem intui o armonie, un sens a tot ceea ce există și atunci, într-adevăr, bunătatea, iubirea și toate lucrurile acestea pozitive pe care, cel puțin teoretic, le înțelegem cât de cât, sunt aspecte ale conștiinței care ne apropie de legile și de armonia Universului. Pentru că toți oamenii de știință care au pătruns cu privirea în profunzimile materiei sau în înțelegerea, da, realizează că este foarte multă armonie, că nu este nimic la întâmplare. Corect. Acum, în mod cert, aceste disjuncții, aceste separări ale lucrurilor sunt artificiale, sunt produse de mintea noastră. Că nu există, practic, în univers nicio limită. La nivel cuantic, este un continuum. Această revistă este alcătuită, nu, din atomi ca și apa. La rândul lor, toți atomii au aceleași particule. Cu cât intrăm mai înspre profunzimea existenței a Universului, constatăm că dispar limitele. Aceste limite sunt introduse de noi. Dar, tot prin mintea noastră, ar trebui să realizăm unitatea acestor elemente pe care noi le privim disparate. Asta înseamnă a intra în rezonanță cu legile sau principiile Universului. Pentru că și în univers există găuri negre care înghit o galaxie. Dar este necesară. Și leu omoară gazela ca să o mănânce, să existe. Dar între toate acestea există, dacă vreți, un echilibru. Ființa umană, cel puțin după cunoștințele mele, este singura entitate care acumulează mai mult decât poate consuma. Asta din punct de vedere strict material. Nu mă refer la celelalte aspecte. Și de aici, iată, un prim dezechilibru. Dezechilibru al omului cu natura, dezechilibru al omului cu omul, dezechilibru al planetei, pentru că noi putem privi planeta ca o entitate. Ca un organism viu. Și care devine tot mai în discordanță cu principiile universale. Ați spus, într-o discuție pe care am avut-o înainte de emisiune, ați enunțat o idee care mi s-a părut foarte interesantă și pe care aș vrea să o dezvoltați. Vorbeați despre conștiință ca amprenta identității individuale și naționale. Ca să vorbim tot despre conștiință înainte de a dezvolta puțin din nou termenul de câmp akașic. Da. Deci, spuneam un pic mai devreme că mintea noastră este rezultatul interacțiunii noastre a fiecărui individ cu cei de dinainte. Este valabil într-o măsură foarte mare. Dar noi ne naștem cu o anumită informație care vine din timpurile anterioare noastre. Pentru că multe elemente ale ființei noastre noi le avem în momentul în care ne naștem. Problema este dacă acestea devin active sau rămân în stare potentă. Creierul meu putea să fie purtat și de un cioban din munțul Rodnei, dacă eu rămâneam acolo unde m-am născut, probabil eram un cioban sau agricultor în munții Rodnei și mi se dezvoltau anumite elemente ale creierului. Dacă vreau să fac, știu eu, aviație sau așa, îmi dezvoltam alte. Deci, asta înseamnă că noi avem potențial foarte multe variante sau programe posibile. Depinde cum le actualizăm, adică de condițiile în care trăim.
Asta înseamnă că avem o parte, cel puțin potențial, sau potențială, cu care ne naștem. Și care este moștenit din absolut, străbunii din noștri. Toate timpurile. Toate timpurile. Pentru că eu conțin geme, corpul meu, celulele mele, conțin geme, gene identice cu cele din pești, cu cele din flori, cu cele din copaci. Omul de acum 50.000 de ani? Absolut. Deci, sunt și eu o proporție foarte mare din aceste gene. Cu alte cuvinte, dacă genele ne controlează structura corpului nostru, pentru că conțin informația care ne structurează. Absolut. Ele vin și cu acest plan în care se poate apoi dezvolta informația. Dar noi ne putem influența, că iată, sunt noi idei în lumea științifică care spun că ADN-ul, chiar dacă conține informația și este, sigur, baza dezvoltării structurii noastre, totuși, informația din ADN poate fi influențată. Adică, într-un anumit sens, am putea să ne rescriem ADN-ul. Cum dacă vreți să vă notați o idee pentru următoarea emisiune, cum gândul modifică ADN-ul. Cred că este... N-avem acum timp pentru a... Și e păcat. Da. Adică e un lucru real pe care eu îl susțin, l-am mai spus, și cred că merită dezvoltat, pentru că, în final, noi suntem, în mare parte, ce gândim. Ce este în afara gândului nostru deja este sau animal sau robot. Fiecare să se gândească cât este rezultat a ceea ce gândește el și cât nu mai aparține gândului lui, ci gândului altora sau instinctelor cu care ne naștem. Deci, iată, gândul, de fapt, ne dă amprenta spirituală a fiecăruia. Și mai mult decât atât, poate să genereze schimbări ale trăsăturilor, ale fizionomiei, ale... În mod cert. Chiar am văzut acum ceva vreme și a fost șocant să vezi lucrul ăsta. Un tânăr care avea obsesie, era fascinat de o anumită vedetă. Și deși el, din punct de vedere al fizionomiei, al întregii conformații, era foarte diferit de acea vedetă, a fost atât de obsedat de a fi ca acea vedetă, încât a imitat-o, s-a gândit numai acolo, a făcut toate lucrurile, s-a ipostaziat ca fiind acel lucru, încât a făcut fotografii din an în an. După 5-10 ani, semăna izbitor cu modelul, semăna destul de bine, adică se vedea că e o transformare inclusiv la nivelul trăsăturilor. O să vă rog să notați acolo intenția și gândul. Pentru că există, inclusiv în lumea animală, intenția. Unii dintre cercetători susțin că, de fapt, intenția este cea care a făcut să se modifice mereu și structura și capacitatea creierului. Iar intenția nu este specifică ființei umane. Există intenție în natură, există intenție, dacă vreți, la copac, există intenție, dar trebuie să ne deschidem puțin mintea. Interesant să vorbim despre intenție la copac. Iată că ducem conștiința și la acel nivel, pentru că conștiința absolut există pretutindeni. Informația este peste tot. Ar mai fi ceva de spus legat aici de identitatea... Aici un exemplu ca să înțeleagă. Cum credeți că sunt unele insecte, de exemplu, care imită atât de bine o frunză sau imită un alt organism cu care împarte același mediu pentru a deruta cel care consumatorul. Da. De exemplu, imită comportamentul de viespe, dar nu are nicio legătură cu viespe, pentru că viespele în general nu este atacat. Da. Pentru că este... Și sunt multe exemple de acest fel. Unele insecte identifică sau se identifică aproape până la
o anumită dificultate de a izola, de a separa imaginea unei insecte de o ramură. Da, da. Da? A văzut și insecte de 5 centimetri care par niște ramuri cu... A, absolut. E uluitor. Păi, spuneți-mi, acea insectă a gândit ea să fiu precum frunza sau cum rămâniți? Ei, vedeți. E foarte asta interesant. Să dau mai avem câteva minute și haideți să ne face să înțelegem ce înseamnă câmp acașic în viziunea dumneavoastră. Deci, în viziunea mea, noțiunea de câmp acașic ar reprezenta informația din univers. Nu este o zonă în univers unde să fie acumulată informație. Absolut. Deci oriunde ai fi, absolut. Te poți conecta la acea informație dacă intri în rezonanță cu ceva. Absolut. Absolut. Deci informația, și ar vrea să citesc ceva aici apropo de acest lucru, pentru că aparține unei persoane pe care eu o stimez deosebit, chiar dacă nu mai este printre noi. Informația este componenta fundamentală a existenței. Însă și conștiința este o formă de informație. Informaterea este principiul creativ care se exprimă în informațiile profunde conținute în materie, cum ar fi sarcinile electrice, electronice, barionice. Deci, este academicianul Mihai Drăgănescu, președinte al Academiei Române în perioada 91-94, dacă nu mă înșel, și care are o carte, și de câte ori am ocazia să tuiesc pe cei care sunt sensibili să o caute, să o citească, Societatea Conștiinței. Este o carte deosebită, acest fragment aparține acestui lucru. Și ca să termin cu partea științifică, aș vrea să mai citesc ceva, ca să nu ziceți că mă țin numai de români, și anume, se leagă foarte frumos de ceea ce am discutat. O imagine științifică asupra lumii care nu înglobează problemele conștiinței nu poate avea pretenții serioase de completitudine. Conștiința este parte a universului nostru și deci orice teorie fizică care nu îi face loc eșuează în încercarea de a descrie fidelă a lumii. Este unul dintre savanții mari ai zilelor noastre, Roger Penrose, matematician și astrofizician. O dovadă a faptului că există acest câmp informațional, care poate fi numit și akashic, pentru că, iată, orientalii l-au Absolut. Definit foarte precis în termenii științei de astăzi aproape, da. Este faptul că sunt foarte multe situații în care aceeași idee este materializată într-o invenție de 3, 4, 5 inventatori în puncte diferite ale lumii, fără să se cunoască între ei, și rămâne cu brevetul și rămâne cunoscut cel care a reușit primul să apară în public. În public. Vom continua, așa cum spuneam, peste 2 săptămâni cu acea emisiune despre conștiință și modificarea conștiinței prin intermediul unor substanțe considerate acum interzise, droguri și așa mai și departe. Și inclusiv prin gândire. Și prin gândire, da. Și între până atunci și după ce se încheie această emisiune, vă invit să intrați pe site-ul www.cunoaștelumea.ro, un site care este asociat acestei emisiuni și unde veți afla foarte multe lucruri despre știință, cunoaștere, mistere, enigme, artă, despre România și alte lucruri interesante. Pot să vă spun că site-ul are un mare succes. Zilele trecute a trecut în repetate rânduri peste 50.000 de vizitatori pe zi și a reușit să concureze și chiar să depășească site-uri de știri cu state vechi de plată care funcționează pe piața românească de mulți ani. Cunoaștelumea.ro, un site care merită să fie vizionat și citit. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, a fost foarte interesant și această emisiune promite și alte emisiuni, poate Mi-a și mai interesante. Mi-a făcut plăcere și pe viitor, dacă o să găsim timp la fel. Mulțumesc! Toate cele bune, ne revedem peste o săptămână!